Da. Asta e. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Suntem aici la Comănești și facem un video cât o fi, că da, clădirea asta oricum e superbă, iară. Seamănă cu curtea de Argeș, acolo n-am fost încă, așa se zice, da, vedem. Na bun, no, haideți că ăsta e DN12A și stația din față. 1899 atunci s-a construit. Frumos, oricum. Și aici continuă Mall, Rompetrol, este și Kaufland, Dedeman, chiar și Penny este aici. Sunt multe chestii, aici și mâncat. Foarte frumos. Bun, vedere dinspre partea asta. Există trafic, după cum vedeți. Și cum am zis, acolo sunt toate chestiile. Kauflandul un pic mai încolo, dar ei. Și Penny-ul la fel, un pic trebuie intrat. No, așa e aici. Oricum, alt tren nu mai vine. Toată lumea așteaptă același tren. Dar e frumos. Deci așa e situația. Avem lumine electronice. Mă rog. Astea. Vagoane de cisterne, aici cu ceferi mari pe care așteaptă. Și este și trecere. N-am urcat acolo, puteam, dar a trecut timpul. Oricum e frumos așa. Interior, iară, sus e frumos, dar pereții nu prea. Adică, no, nu mă pun să filmez pentru că sunt oameni acolo și nu mă pun. Și da, eu sunt aici. Se aude deja trenul. Mă și pregătesc să mă duc. Îmi iau geanta și la revedere. Nu o să fie video foarte lung ăsta. Am mai filmat un pic afară și ce ați văzut voi aici? Că nu. Asta e, da, se aude. Pasarela e acolo. Loc frumos. Nu. Vă iau cât pot. Cât de mult pot, dar hai că mă duc. Îmi iau că țoarele să mă duc înapoi. Vine trenul și eu. Mersi frumos de vizionare, dați un like, share, subscribe, abonați-vă frumos și ne vedem în următorul videoclip. Salutare și pace, să fiți iubiți de aici din Comănești. Hai că avem noroc!